Ramon Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Comisia Europeană a decis să nu prelungească după data de 15 septembrie restricțiile la importurile de cereale din Ucraina. Decizia provoacă mari nemulțumiri în rândul fermierilor din țările Europei Centrale și de Est, care au înregistrat pierderi uriașe din cauza cerealelor ucrainene, care au inundat piețele interne ale acestor țări la prețuri mult mai joase, nefiind condiționate de standardele de calitate impuse de Uniunea Europeană. Polonia și Ungaria au anunțat deja că vor bloca unilateral aceste importuri dacă la nivelul Comisiei nu se va lua decizia de a prelungi restricțiile. Bulgaria, în schimb, a decis să nu mai prelungească restricțiile la importurile de cereale din Ucraina. Prim-ministrul guvernului de la Sofia a precizat că eliminarea embargoului va reduce prețul alimentelor de bază, lucru care va fi în beneficiul oamenilor cu venituri reduse din țara sa. Pe de altă parte, fermierii reuniți în mai multe asociații de profil au anunțat că în cazul în care va fi ridicat embargoul, vor bloca vămile și vor ieși la proteste în stradă, existând chiar și varianta ca asociațiile de fermieri să dea în judecată autoritățile europene și naționale. Vă prezentăm în continuare și reacția lui Florin Barbu, ministrul agriculturii, față de anunțul venit de la Bruxelles legat de efectuarea fără restricții la importurile de cereale din Ucraina. În România, începând din data de vineri, nu a intrat un bob prin vămile din România și noi suntem pregătiți, avem actul pregătit, așteptăm și deciziile care vor veni din partea Ucrainei și vă asigur că vom lua cele mai bune decizii pentru fermierii români. Pentru o perioadă de 30 de zile trebuie să se realizeze acele licențe de import care trebuie discutate cu fiecare țară în parte din cele 5 afectate de război. Așa cum a spus și Comisia Europeană, că în cazul în care nu vor veni cu planul de măsuri și cu licențierea pentru produsele agricole, vorbind de cele 4, porumb, grâu, rapiță, orz, și Comisia a spus că va interzice importul până pe 31 decembrie. În cele 30 de zile nu va intra niciun bob pe teritoriul României. Tranzitul se poate face. Întotdeauna am sprijinit și vom sprijini Ucraina pe parte de tranzit. Pot să vă asigur că fermierii români, exportul de cereale a fermierilor români este în regulă. S-au exportat cereale și în momentul de față avem în portul Constanța dane care sunt destinate exportul cerealelor fermierilor români. Pe de altă parte, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu premierul ucrainean, astfel încât România să nu mai importe cereale ucrainene până când nu se ajunge la licențiere. Șeful executivului de la București a dat asigurări fermierilor, citez, garantez că niciun gram de cereale ucrainene nu va mai fi importat de România până la licențiere. Până la data de 26 octombrie 2023 inclusiv, se pot depune la APIA cererile pentru sprijinul de urgență acordat în sectorul cerealelor și al semințelor oleaginoase. Potențialii beneficiari sunt așteptați la centrele agenției pe a cărui rază teritorială a fost depusă cererea unică aferentă anului 2022 în vederea depunerii documentelor pentru a primi acest ajutor de urgență pentru sectorul cerealelor și al semințelor oleaginoase. Sprijinul de urgență se acordă pentru suprafețele determinate în urma controalelor administrative și sau la fața locului aferente cererii de plată unică pe suprafață depuse în anul 2022 pentru minimum un hectar cu una sau mai multe dintre culturile de porumb, orz, floarea soarelui sau rapiță. APIA pune la dispoziție a solicitanților cereri pretipărite cu suprafețele determinate în urma controalelor administrative și la fața locului aferente fiecarei culturi de porumb, orz, floarea soarelui sau rapiță pentru anul 2022. Suprafețele totale exprimate în hectare, în cifre întregi, fără subdiviziuni pentru trunchiere. Pentru acordarea sprijinului de urgență, solicitanții trebuie să depună cererea pretipărită pusă la dispoziție de către APIA, însoțită de copia documentului de coordonate bancare, cont bancar activ, numai în situația în care acesta a suferit modificări față de cel înscris în cererea unică de plată pentru anul 2022.
Pentru schematizarea modului de calcul al sprijinului excepțional exprimat sub formă de grant, se consideră că acesta reprezintă o valoare aferentă unei cantități unitare de 78 de litri la hectar de motorină și că în stabilirea valorii totale a sprijinului se utilizează 50% din cantitatea rezultată din înmulțirea numărului de hectare eligibile cu valoarea de 78 de litri pe hectar de motorină. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2023. Informațiile privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și ghidul solicitantului, se vor regăsi publicate pe site-ul APIA, www.apia.org.ro. Nu este an pentru fermierul român ca să nu se confrunte cu probleme. Ba este seceta, ba nu sunt bani, ba mai mult legile sunt făcute după ureche. Așa se face că noul plan național strategic, în loc să susțină pe deplin eforturile fermierului român, îi pune bețe în roate. Un semnal de alarmă îl trage și Ioan Gociman, directorul executiv al Asociației Aberdeen Angus România, care spune că nu mai este mult și acest sector de creștere a vacii de carne se poate prăbuși și în scurt timp. Avem nevoie de susținerea autorităților, de susținerea decidenților, pentru că vedeți și noastră prin ce perioadă trecem și trebuie să fim alături de fermieri, să nu se distrugă tot ce am construit noi împreună cu aceștia, toate performanțele pe care le avem împreună cu fermierii noștri, din punct de vedere efectiv, din punct de vedere calitatea cărnii, din punct de vedere piață de desfacere. Știm cu toții că odată cu începutul acestui an a intrat în vigoare noua politică agricolă comună. Acolo avem anumite scheme noi pentru bovinele de carne și de asemenea în ultimele săptămâni am avut nenumărate întâlniri și nenumărate întrevederi cu cei din cadrul Ministerului Agriculturii și cei din cadrul Comisiei de Agricultură de la Bruxelles, pentru că ne dorim foarte mult ca membrii noștri, ca fermierii noștri, începând cu anul 2024, să beneficieze de mai multe sprijine, pentru că au nevoie. Au fost mai multe discuții cu cei de la minister, chiar în ultima perioadă au fost deschiși discuțiilor. Le mulțumim și dânșilor pe această cale. Au fost notificate anumite propuneri de schimbare sau de adăugare sau de îmbunătățire a măsurilor din PNS. Au fost emise către comisie și așteptăm răspunsul acestora. În momentul în care vom primi aprobarea și ok-ul celor de la comisie și ulterior celor din cadrul ministerului, dânsii sau noi vom publica toate aceste modificări, dar este foarte important ca membrii noștri, ca fermieri, să înțeleagă că suntem aici zi de zi, ne luptăm pentru drepturile lor, ne luptăm pentru a le fi mai bine și ne luptăm pentru a li se auzi vocea. Rămânem tot în zona bovinelor de carne pentru că nu putem omite faptul că Asociația Aberdeen Angus dorește să formeze un parteneriat la nivel european, prin care să se realizeze o uniformizare a standardelor la această rasă de bovine. În acest fel se dorește să se elimine anumite acțiuni care pur și simplu produc confuzie în rândul crescătorilor. Marcel Olteanu, președintele Asociației Aberdeen Angus România, spune că atât colegii lui cât și cei din Cehia caută să susțină această propunere. Vrem să lansăm împreună cu colegii noștri din Cehia un proiect de uniformizare a standardelor rasei Angus în Europa. Pentru că astăzi avem niște standarde de creștere după modelul englezesc, alte standarde după modelul german, alte standarde după modelul francezesc. Și atunci vrem să încercăm o uniformizare, da, în ideea de a putea aprecia fiecare animal în parte, în funcție de tot efectivul european, să vedem unde ne situăm cu fiecare animal în parte. România, Aberdeen Angus, este lider de piață de când s-a născut. Este, pentru că noi avem Aberdeen Angus în România datorită băieților foarte drăguți din Elveția, da, pe Samuel Wieder și Stefan Jung, care s-au hotărât acum 15-20 de ani să înceapă să crească Angus în România și datorită lor, uite, avem astăzi preponderent Angus în România.
Și cred că a fost o alegere foarte bună, pentru că este o rasă robustă. E o rasă robustă pe care dacă o îngrijești așa cu iubire, nu cu foarte multe investiții, dar cu mare iubire, îți dă înapoi și e satisfăcător. Tradiția merge mai departe în comuna Runcu din județul Dâmbovița, acolo unde an de an are loc sărbătoarea pastorală denumită Răvășitul Oilor. Aflat la cea de-a 33-a ediție, evenimentul care s-a bucurat de un real succes a avut loc pe dealul situat în apropierea localității. De departe, cel mai așteptat moment a fost concursul de tracțiune cabalină care a adunat la start concurenți din întreaga țară. Cei prezenți au putut cumpăra produse alimentare tradiționale românești aduse de către crescătorii de animale, precum și diferite accesorii pentru cai. Ați văzut concursul de cai, cum vi s-a părut? Da, e foarte ok. Niște băieți pregătiți. Pasionat? Da, da, da. Crescător de cai. Despre acest eveniment ce părere are? Este foarte frumos. E muncă multă de organizat, dar e foarte bine. E al 6-lea an care îl organizăm noi, a 31-a ediție a Răvășitul Oilor, concursul de cai al 6-lea an care îl organizăm. Ce crescători au participat? De unde sunt? Din toată țara, sunt toți crescătorii din toată țara, începând de la Cluj, Alba Iulia, de la Harghita, Brașov, din toate părțile, din Prahova majoritatea, foarte mult. Dar sunt mulți și din țară. Mai sunt pasionați? Sunt foarte mulți pasionați și bine, am mers și eu la toate concursurile lor, am mers și eu și acum au venit și ei la mine. Cai sunt din toată România, și din Ungurime, și în zona Brașovului, deci din Râșnov. E o singură categorie, deci nu sunt categoria mică, mijlocie și mare, este categoria dublă și categoria simplă. Și în sfârșit o să fie o categorie specială, așa se zice, care durează numai un minut. Cum vi s-a părut concursul? Cum au fost căi? Foarte frumos și foarte tare a fost concursul, că toți caii au concurat foarte bine și era un concurs strâmt. Mai sunt crescători de cai pasionați în țară? Da, sunt. Mulți. Comuna Runcu, după cum se vede, a ajuns la cea de 31-a festivitate Răvășitul Oilor. În ciuda vremurilor grele, am căutat anul acesta, să îmbunătățim, să le facem tot felul de surprize, ca să uite de necazurile care le-a întâmplat în cursul unui an. Anul acesta ne-am organizat un târg pe o perioadă de 3 zile, după cum se vede, sunt în jur la 70-80 de crescători de animale, unde îți vând produsele, brânza de burduc, pastramă, teremea, urdă dulce, urdă sărată, tot ce e produs animalier. Mai sunt animale în zonă? Mai sunt crescători? Ba da, mai avem crescători și ne bucurăm că am atras și unii tineri ca să ducă mai departe, să rămână în tradiție, că e păcat să consumăm produse de proastă calitate din alte țări când putem să consumăm produsele noastre, naturiste, sănătoase. Prețul porumbului se află pe o platformă extrem de fragilă în această perioadă, spun specialiștii, iar coborârea acestuia în perioada următoare rămâne doar o chestiune de timp. Producția la nivel global este mult peste cea de anul trecut, ceea ce duce la o relaxare în ceea ce privește aprovizionarea cu marfă. Toate detaliile din piață le-a explicat Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole la AgroTV, în emisiunea Agricultura Modernă, realizată de Daniel Botănoiu. Porumbul încă stă pe o platformă de care se șubrezește în fiecare zi. De două luni de zile spun asta. Pentru că s-a creat practic o așteptare la porumb și am început acum să vedem valul ucrainean care se înalță, da, vorbind de volum, Statele Unite care aseară, în loc să degradeze recolta de porumb, pentru că au avut parte de acest episod de căldură care l-am avut și noi, fără precipitații, ei au crescut-o la 384 de milioane de tone. Efectiv, înluat în porumb. Este jocul hârtiei sau e realitate? E jocul hârtiei, pentru că aici vreau să văd cu un ochi critic.
De ce fac Statele Unite acest lucru? Este foarte simplu. Brazilia i-a bătut și l-a luat locul practic în vânzările de porumb, în export. Punct. Fluviul Mississippi nu are suficient nivel de apă astfel încât să suporte coborârea spre Nola, New Orleans, Louisiana, Golful Texas, de unde exportă ei. Se mută în porturile din nord, dar asta este doar ipotetic, cu costuri, da. Și mai este ceva. China se aprovizionează la prețuri scăzute în acest moment. Brazilia și Africa de Sud, o să râdem, dar și din Africa de Sud. Statele Unite au nevoie să rămână competitive și au simt nevoia să țină prețul jos. De aceea și-au mărit producția cu 1 milion de tone, în loc să o degradeze cu minim 3-4, ca să mențină prețul scăzut la porumb, în indicație Chicago Board of Trade, care le traduc în piața fizică, și să poată intra și ei în programele acestea de export cu China. Identic s-a întâmplat, dar revenim la el, la soia. Dar vorbim de porumb pe piața locală. Am văzut și 194, am văzut și 195 săptămâna trecută. Care e sugestia dumneavoastră? Deci trebuie valorificat imediat sau? Porumbul trebuie vândut. Este un lucru extrem de simplu. Când avem volume așa de mări la nivel global, cu un consum care ne arată același nivel de consum ca luna precedentă, eu compar efectiv cifrele de anul trecut din luna, să spunem, septembrie, cu cifrele de anul ăsta. Și avem la nivel global peste 38 de milioane de tone surplus în producție, avem în stocuri peste 26 de milioane de tone, ceea ce mă dă o notă că lumea este relaxată și satisfăcută în acest moment. Toate semnele din piețele de mărfuri indică faptul că prețul grâului va crește în perioada următoare, rămânând singura materie primă cu un traseu ascendent din acest punct de vedere. Deficitul de producție din țările producătoare își spune cuvântul, însă specialiștii estimează că acest efect se va vedea abia în ultimele 2 luni ale anului. Tot în emisiunea Agricultura Modernă, moderată la postul nostru de Daniel Botănoiu, Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, a explicat toate detaliile legate de prețul grâului din acest moment. Am văzut, să spunem, dimineață niște niveluri de 208-210 euro pe tonă pentru grâu în portul Constanța. La Constanța. La 208-210. Da, cu o diferență pentru marfa de furaj, pentru grâu descalificat la furaj, de 12. Spunem un grâu care nu are indicii de panificație. Cu o proteină inferioară nivelului de 11,5 și o masă hectolitică inferioară nivelului la un preț de 75 de kilograme pe hectolitru, de minus 12, minus 14 față de reperul grâu, adică de panificație. Adică 200, undeva în jur de 200 de euro. Mai jos, chiar mai 198, jos. 198-197. Da, chiar mai jos. Însă, pe parcursul zilei, indicațiile au început să capete din nou consistență, și vorbesc de Euronext, indicația decembrie 2023, astfel că ar trebui să vedem o regrupare și o revenire cu cel puțin 3, dacă nu chiar 4 euro pe tonă. Pentru că în condițiile date de raportul USDA au fost tăieri recunoscute de producție în câteva state din lumea asta care se numesc origini. Și vorbim clar și le luăm pe rând. Canada a scăzut. Adică producătorii tradiționale, asta da, înseamnă asta origini. Înseamnă originile. De unde se exportă? Nimic altceva. Sunt 7 în lumea asta la grâu. Canada are să zicem, o scădere până la nivelul de 29,5 milioane de tone, când la o prognoză inițială acum câteva luni de 37, Statele Unite rămân statice, Argentina scade în continuare până la nivelul de 16,5 milioane de tone față de 19,5 inițial și vorbim de noua lor recoltă acum. Da. Avem o scădere de producție. Australia scade și ea la rândul ei de la un nivel de 29 de milioane de tone prognoză inițială la un nivel de 25,6 milioane de tone. Iar la nivel unional avem și aici o scădere de 1 milion de tone în producția Uniunii Europene. Rusia este menținută la 85 de milioane de tone pentru că nu le-au alocat cele 7 suplimentare pe care le tot cântă casele lor de analiză. Și le-au adunat Ucrainei și a zis să exportă, da, Ucraina exact. Detrimentul Rusiei. Exact. De asta este vorba de cele 7 milioane de tone din teritoriile ocupate. Uh-huh. Ucraina este dusă la 22 de milioane de tone în producție la grâu, astfel încât lucrurile nu sunt balansate. Avem un minus de 7 milioane de tone în stocuri. Avem un minus. Ceea ce ar însemna să se traducă practic într-o piață în urcare. Da. Într-un preț în creștere în perioada următoare. În perioada următoare, dar numai de vreme de noiembrie-decembrie. Cel puțin pe o perioadă medie. Da. Da. Și avem un minus în producție de 6,3-6,4 milioane de tone la nivel global. Fapt care conduce prețul grâului, care rămân singura materie primă în acest moment, care ar putea să aibă tendințe pozitive pe lunile noiembrie și decembrie.
Târgurile de toamnă sunt foarte importante pentru micii producători agricoli. În această perioadă, la fiecare sfârșit de săptămână, în mai toate localitățile din țară sunt organizate așa numitele târguri de toamnă. Și în Dâmbovița, pentru că în piețe marfa este cumpărată la prețuri destul de mici de către diferiți comercianți, micii producători agricoli se îndreaptă tot mai mult către aceste târguri, organizate în aer liber. Astfel, la tot pasul se pot vedea tarabe cu produse agricole care vin din această zonă, dar și din împrejurimi. Prețurile sunt destul de accesibile, iar la achiziționarea unor cantități mai mari, acestea se pot negocia. Oamenii vin, cumpără, ne vindem și noi marfa, oamenii cumpără și ei produse naturale, făcute în România, produse în România, mai ne vindem și noi marfa, mai respirăm și noi puțin. Acesta este unul dintre cele mai mari târguri care au loc anual în această zonă a județului. Ați mai fost sau e prima oară? Am mai fost, da, am mai fost. Am văzut că s-a amenazat frumos. Mai trebuia un pic, niște păvitori, niște panouri solare, ca să mai stăm și noi puțin, nu ne plouă, să nu ne alea. O toaletă mai fie și până alte locuri. Am înțeles că doar acolo în față, oamenii mai vin și pe aici și pe acolo. Ar mai trebui câte ceva făcut, amenajări, dar... Dar în anii trecuți ați fost mulțumit așa cât de cât la finalul târgului de ce ați vândut? Da, am fost mulțumit. Mult puțin să vinde, asta este. Cum sunt târgurile acestea de toamnă pentru producători? Sunt bune. E prima dată când vezi la Titu? N-am mai fost de ani de zile. Ducem marfa la Pucheni. De ce zonă veniți? Din Mogoșan, Găiești. Aici, aproape. Și anul ăsta cam cu ce speranțe și cam ce cantitate ați plănuit să vindeți? Anul ăsta mai puțin. De ce? Din cauza vremii. Timpul nefavorabil. Producția dumneavoastră. Dar vânzarea cum spera să fie? Cam cât spera să vindeți acum în târg? Da, azi e foarte slab. Ieri a fost un pic de mișcare, mâine sperăm mai mult. Vă ajută târgul de toamnă pe producători? Îi ajută? Da, da, da. E bine. Din ce zonă veniți? Județul Giurgiu, comuna oraș Mihăilești. Ați mai fost aici în zona, la Dâmbovița? Mereu, dar nu era târgu aici, era partea cealaltă. Și cu vânzarea? Lasă-l cu... Merge bine, tataie, merge bine. Suntem mulțumiți. Noi venim la târgul ăsta când eram tânăr, dar s-a mutat aici acum, nu mai e unde a fost. Din ce zonă veniți? Noi de la Giurgiu. Mihăilești, Popești, acolo. Sunteți producător de usturoi? Producător de usturoi, mamă, că suntem acolo. Prețul cum e? Sunteți mulțumită de prețul care reușiți? Prețul e de an de zile tot prețul ăla. Nu s-a schimbat nimic. E toate alea scumpe și al nostru a rămas tot ieftine. Că în piețe acum sunt numai șmecherii aia cu prize la ăștia. Nu? Pe noi ne ajută foarte, foarte mult. Dumneavoastră sunteți producător? Producător, da. De unde veniți? Giurgiu. Giurgiu, județul Giurgiu. Sunteți un producător care vine în mod obișnuit la Titu sau e prima oară? De când aveam vreo 20 ani, vin la Titu. Și ne bucură că se ține târgurile foarte bine. Sperăm să fie și în continuare. Prețurile de anul acesta vă mulțumesc cumva? Nu prea. Nu prea, că e muncă foarte multe, sunt prețurile foarte mici, dar așa e. A rămas prețul... Prețurile care, de exemplu, anul trecut vindeam usturoiul cu 20 de lei, acum îl vinde cu 15, cu 10. Ramon Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! La noi, pământul nu stă niciodată. Afirmația unui fermier din zona legumicolă aflată în vecinătatea orașului Târgoviște. După ce s-a cules culturile de salată, de pătrunjel sau de spanac, culturi specifice perioadei de primăvară, acum, pe terenul unui legumicultor din județul Dâmbovița, se află în plină campanie de recoltare o cultură de păstăi de fasole verde. Fermierul spune că pe întreg parcursul anului, pe terenurile sale, se află câte o cultură de legume, în funcție de sezon. Cu toate acestea, agricultorii din zonă spun că din cauza lipsei forței de muncă, în următorii ani, suprafețele lucrate vor fi din ce în ce mai mici. Ce cultură aveți? Ce faceți? Păi avem varză, fasole, dovleci, verdeață. La ce lucrați aici? Ce adunați? Aici fasole. Fasole verde? Da. Cum a fost producția? Bună. Bun. Vorba evreului.
Zice, din câștig puțin n-a murit nimeni. Puneți des această cultură? Puneți pe fiecare an? Da, punem. Punem și așa, eșalonat. Puneți practic în urma altor culturi? Da, în altor culturi și punem, să zicem, se termină asta, punem alta. Acum s-a terminat. La anul, dacă o mai trăi până la anul, mai pune. E căutată? Este, da. Este, e chiar e bine. Așa, cât de cât, cam cât facem noi, că nu avem producție mare, mare. Cine are producție mare, merge la îngro. Noi o vindem aici. Prețul? E binișor, e binișor. Am zis eu, că din câștig puțin n-a murit nimeni. Să înțelegem una peste alta, această cultură poate fi una rentabilă. Păi, nu ne ocupăm numai cu asta, că dacă ne ocupăm cu mai multe. Deci mai punem și ceva ardei, ardeiul nu prea a mers, nu s-a făcut. Mai și puțin vinete, roșii tot așa nu prea a mers, nu s-a vândut, nu prea s-a făcut. Asta a fost bun, da, a fost bun. Chiar și cealaltă care s-a terminat asta vară, și asta a dat randament bun. Vă gândiți să vă extindeți la anul? Nu, ne-am gândit să ne restrângem. Păi de ce? Spuneți că merge cultul. Păi s-au slăbit puterile. Nu, vrem chiar să ne restrângem, că nu. Nu e chiar mare avantaj. Aici se muncește 10 ore, 12 ore ca să poți să faci ceva. Noi ne ocupăm și cu tot felul de culturi. Acum, în cazul de față, e fasole, fideluță, care este pusă în urma altor culturi. Căutăm să optimizăm solul, să-l muncim într-o cantitate mai mică, dar eșalonat punem pe el ca să nu ne aglomerăm din cauza burienilor și, în primul rând, e mai ușor de ținut sub control tot solul, altfel n-ai avea forță de muncă. Această cultură de fasole verde, cum a mers anul acesta? Anul acesta a fost o vreme care a mers bine. La început, când e la partea de răsărit, trebuie o atenție mai mare la umiditatea solului și temperatura prea mare poate să nu răsară. Dar se mai poate completa atunci, în prima săptămână, și e ok. Da. Este o cultură rentabilă? Se caută? Se vinde bine? În cantități mici, dacă te ocupi, e rentabilă. Dacă nu la cantități industriale, va trebui să ai contracte cu cineva, altfel nu rămâi cu ea. Tânărul Cosmin Filimon, inginer, agronom, masterand și fiu de fermier, face agricultură nu doar din cărți, ci din experiență. Recoltele de anul acesta sunt satisfăcătoare pentru zona de nord-est a țării, având în vedere capriciile vremii și greutățile vremurilor. Nu vor acoperi investiția făcută la înființarea culturilor, dar îi va scoate la mal pe fermieri, cel puțin anul acesta. Câteva calcule bine puse la punct și o bună pregătire pentru a contracara eventualele pierderi îl fac optimist pe tânărul fermier moldovean. Ce mi-a atras atenția e acest lan de porumb, care, din punctul meu de vedere, arată bine pentru o zonă neirigabilă. Așa spune și eu. Aș face o mică paranteză. Arăta și mai bine. Acum două săptămâni era într-un stadiu de vegetație mult mai bun, vizual. Da. Era mai atractiv. Acum, venind după două săptămâni de arși, se suferă, deja porumbul dă semne să se usuce. Dar, în comparație cu anul trecut, eu zic că avem o cultură care arată bine, se va plăti, sau sperăm că se va plăti, iar ca nivel de producție, nu vom depăși anul trecut, dar nu ne putem raporta la anul 2021. În niciun caz. Anul 2021 a fost un an de vârf, an foarte bun, de excepție. Da. Ce producție ați făcut atunci? La neirigat și în monocultură, de o solă care a fost în monocultură timp de 5 ani de zile, mi-a adus undeva la 1200 de kilograme de boabe recoltate la hectar cu o umiditate de 16. Adică aș spune o producție foarte bună, vândută la un preț bun și, cel mai important, cu un cost mic. Corect. Ori acum nu mai vorbim de un cost mic, vorbim de un cost foarte mare,
Vorbim de o producție bunicică, iar la prețuri, cum știe toată lumea, un preț care nu va acoperi investiția făcută. În zona noastră presupunem că va ajunge undeva pe la 70 de bani prețul de achiziție. 70 de bani ca să fii nu rentabil, să ieși la mal, să supraviețuiești anul ăsta, ar trebui să faci o medie de 10.000 de kilograme la hectar. Cam greu totuși, greu. Gândesc că e greu. Este nerealizabil, dar în Moldova avem o vorbă, ne mulțumim și mai, cu mai puțin. Dacă ne-am închide cu o producție de 7.000 de kilograme și cu subvenția aferentă, sperăm să ajungem la mal, să plutim și să trecem de acest an, cu speranța că în anii următori vom acoperi deficiențele din anilor trecuți. Vreau să-mi spuneți dacă celelalte culturi au dat randamentul scontat. Ce ați mai avut în ferma dumneavoastră ca și culturi? Grâu, rapiță, ce ați mai avut până acum? Aveți floarea soarelui? Da, avem și floarea soarelui și grâu. În general am încercat să mergem pe culturi care se pretează zonei. Astfel am preferat să mergem foarte mult pe epăioase, să respectăm proporția cerută de apia de cultură principală, porumb. Suntem în Moldova, este o zonă a porumbului. Iar fracția rămasă să o punem cu floarea soarelui. La grâu ne-am închis cu o producție, zic eu, bună pentru zona noastră, undeva la 5.500 de kilograme la hectar. Este onorabil. Da. Pentru anul acesta eu zic că e mulțumitor. Orzul s-a ridicat undeva pe la 6.000-6.500, chiar pe unele zone foarte bun. Iar la triticală, surprinzător, anul ăsta a fost sub producția de la orz. Dacă până acum triticala ne obișnuia cu o producție de peste 6.000-6.500, anul ăsta am scos undeva la 5.000 de kilograme. E primul an în care o plantă nu are boli, nu suferă de cădere, dar nu dă producție. Ciudat, foarte ciudat. Un fenomen la care nu am primit răspuns. Am apelat la ingineri care au experiență în producerea de cereale. Nu a găsit nimeni încă un răspuns. Toată lumea o dă în vina secetei care a fost pe o durată scurtă de timp din primăvară. Să se fi suprapus cu polenicizatul, cu înfloritul la triticală. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a avut recent o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de fermieri pe tema importurilor cerealelor din Ucraina. Acesta le-a prezentat fermierilor o serie de măsuri prin care guvernul intenționează să mențină controlul asupra mărfurilor ucrainene care vor intra în țară, astfel încât să nu afecteze afacerile românilor. Cu toate acestea, se pare că importul de cereale din Ucraina se va putea realiza, dar în anumite condiții. Potrivit fermierilor prezenți la întâlnire, România va putea importa cereale din Ucraina în baza unor licențe, care vor fi emise atât pentru exportatorii din Ucraina, cât și pentru importatorii din România, care pot fi doar procesatori sau producători agricoli din sectorul zootehnic. Uniunea Europeană a solicitat Ucrainei ca până în seara aceasta să vină cu un set de măsuri care cumva să demonstreze că nu se vor crea disturbări pe piața, pe piețele celor 5 state limitrofe ei. Ei bine, una dintre condițiile puse Ucrainei este o formă de licențiere a exporturilor și totodată a importurilor pe teritoriul celor 5 state, de licențierea firmelor care vor face aceste operațiuni. Această licențiere durează timp de 30 de zile, se va acorda numai procesatorilor și fermierilor care au zootehnie, care trebuie să demonstreze că, știu eu, consumul lor este mai mare decât stocul pe care îl au și au necesar de achiziție inclusiv de pe piața ucraineană. Până aici toate bune și frumoase, asta înseamnă că mai avem un respiro de 30 de zile. În schimb, după aceste 30 de zile, se vor emite licențe. Licențele se vor emite doar firmelor autorizate de Ministerul Agriculturii, de la noi din țară, și, bineînțeles, vor fi monitorizate și cu partea ucraineană printr-un sistem, fiecare transport prin sistem de GPS,
Și aceste licențe, foarte important, noi am cerut lucrul ăsta, ca aceste licențe să fie publice. Să poată vedea oricine, să poată vedea și fermierii, și presa, și oricine este interesat, cine obține licență, pe ce contingent, pe ce cantitate de marfă și pe ce perioadă. Și bineînțeles să poată urmări chiar și executarea acestor contracte. Lucru care dacă se întâmplă, ce să vă spun, noi ne punem toată piața și toată procesarea internă la dispoziția Ucrainei. Dar dacă sunt niște reguli care trebuie să respectate, cel puțin este transparență și nu ne gândim la alte prostii. Totodată, prin acest sistem de licențiere, se elimină tot ce înseamnă comerț de către firmele de trading, care cumpără marfa asta din Ucraina și o pot vinde ori în piața internă, trebuie să cumpere direct procesatorul, ori pot să se adreseze cu marfa asta către portul Constanța, lucru care nu este posibil. Este o măsură, sperăm, de echilibru, dar care nu rezolvă problemele. Deci pentru rezolvarea problemelor fermierilor trebuie venit și cu măsuri complementare. Noi sperăm să se obțină de la Comisia Europeană și derogare de la GAEC-urile 7 și 8, adică rotația culturilor și pârloaga. Sperăm să se obțină și niște desfăgubiri pe care domnul ministru le propune și le promite că ar veni din partea Uniunii Europene. Foarte interesant modul de distribuire și de împărțire a acestor compensații, să zic, va trebui să-l urmărim. Și totodată, tot noi, asociațiile de fermieri, am solicitat inclusiv un sistem de sesizare a neregulilor către ANSVSA și către VAMA, atunci când, dacă vedem un camion cu numere ucrainiene sau moldovenești, care descarcă într-o curte nelicențiată, putem verifica pe acel site dacă acea firmă are licența de import și dacă este nelicențiată, să putem sesiza și să primim un răspuns în foarte, foarte scurt timp. Aproape 6 milioane de români figurează cu domiciliul sau reședința în străinătate, conform informațiilor date publicității de Institutul de Statistică. Legat de această situație, statul român nu are o strategie pentru a-i aduce înapoi pe cei plecați, iar soluțiile se pare că vin de la nivel local. În județul Botoșan, directorul APIA, alături de alți primari din zonă, au demarat o acțiune pentru a-i aduce acasă pe cei care muncesc peste hotare. Mai multe administrații locale dau spre exploatare cu titlu gratuit anumite terenuri pentru cei care vor să-și înființeze o fermă. Să spunem că din 5 familii, deci o familie ar reveni în comunitate. Eu am propus domnului primar ca acea familie să o facă responsabilă ca și administrator al cooperativei sau al asociației, după care să atrag numărul corespunzător pentru întocmirea acelui, așa că este un număr de 5 asociații care fac parte din cooperativă, și să demareze următoarele activități. Dăm un exemplu, 500 de hectare, da? Pe 500 de hectare putem să facem zootehnie, legumicultură, împădurire și cereale, da? Vor întocmi documentele, vor crea acea asociație cooperativă cu cine muncim. Pentru că trebuie, da? Ceea ce am discutat cu dumnealui este o educație plecând de la copii din școala generală. Da. 1, 4, 5, 8 și așa mai departe. Adică domnul primar trebuie să încheie un protocol cu inspectoratul școlar, astfel într-o săptămână să nominalizeze un număr de copii care să facă o practică agricolă. Da? Dacă inspectoratul școlar consideră că elevii pot să aibă în programa școlară
un număr de ore în cursul unei săptămâni în care se desfășoară o activitate de genul ăsta, în care se deplaseze la fermier. Timpul orei să învețe, să privească, să vadă cum crește roșia, să vadă cum se mulge vaca, da? Așa. Și multe alte lucruri. Eu cred că dacă vom reuși acest lucru, copilul pleacă acasă foarte bucuros și are ce povesti părinților, bunicilor, ce a văzut acolo. Și în final, după 2-3 ani în care avem rezultate, la ora 4 dimineață, administratorul cooperative a asociației încarcă mașina cu ien produse, da? Deci, într-o localitate în apropiere, deja este coadă la prima oră. Pentru că cetățeanul român știe că vin produsele de acolo. Originale, da? Românești. Câte primării au răspuns aceste inițiative? Deocamdată am avut discuții cu 5 primării. Apreciată pentru calitățile medicinale, Cătina are de anul acesta propriul festival. Ideea aparține proprietarului unui camping aflat la poalele vulcanilor Noroioși, în geoparcul Ținutului Buzăului, un areal bogat în plantații de cătină sălbatică. Astfel, turiștii aflați în vizită la Buzău au aflat că fructul de cătină, considerat regina imunității, poate fi consumat atât în stare naturală, alături de miere, cât și în diferite preparate delicioase, chiar și în combinație cu carne. Zeci de membri ai unor cluburi de rulotiști din țară și turiști sosiți să admire vulcanii Noroioși au nimerit în mijlocul unei petreceri de pomină, cu muzică populară, dansuri și multe atracții culinare, toate pe bază de cătină. Pofticioșii au luat cu asalt standurile cu sucuri, cătinată și dulcețuri din acest fruct. Este o cătină făcută de noi în casă, de doamne gospodine din zonă. Ce să zic, cred că cel mai bine ar fi să gustați, iar gustul este unul extraordinar. Vă aștept. Toate sunt extraordinare, noi știam de ele că venim de foarte mult timp, dar nu a făcut niciodată acest festival. Toate au un gust extraordinar, și naturale, și un fel de medicament pentru corp. Fructului gustos și aducător de sănătate i-a fost dedicat un festival de către administratorul unui camping de rulote. Aici, de mulți ani, tufele de cătină din jur sunt sursa de materie primă pentru gustoasele gemuri și sucuri servite clienților. Această zonă este renumită prin exportul de cătină în exterior și chestia asta m-a făcut să mă gândesc ce am putea face noi cu cătina. Am dezvoltat câteva produse pe bază de cătină și cel mai vândut produs este acel fresh de cătină. N-am prins niciodată asemenea festival. Am fost cazat de multe ori aici, un loc drag nouă. Și îl recomand. La primul festival organizat în campingul de rulote de la Pâclele Mici, cătina a ajuns până și în sosurile care asezonează fripturile rumenite la cuptor. El este un sos dulce acrișor, pe care eu l-am îmbogățit cu diverse arome și chiar și brânzeturi. Păi eu gripă n-am avut niciodată. Toată lumea, și am și eu copii acasă, nepoți. Îi văz că nu-i văz că sunt gripați și nu știu, eu nu, eu, dar eu toamna acum și iau câte 12 boabe de astea. Jumătate de borcan de boabă de cătină, jumătate de miere de albine, se ține la 14 zile la macerat, la rece, în frigider, și după aceea se ia câte o linguriță dimineața, cu stomacul gol în general. Producția de miere la nivel național scade de la an la an. Se preconizează ca în 2023 cantitatea de miere să fie mai mică cu 30%, o spun majoritatea apicultorilor. Pe de altă parte, temperaturile ridicate din această vară au omorât familii întregi de albine. Acest lucru a dus la diminuarea producției de miere din ferme. De exemplu, Victor Cimil din județul Arad afirmă că nu peste mult timp, mulți colegi din Braslă vor renunța la stupine, pentru că nu mai pot să le susțină financiar. Anul 2023 este un an bun pentru stupari? Nu, din nefericire un an cu o producție mică de miere, cu excepția două sortimente care s-au făcut un pic miere mai multă.
Problema se pune în felul următor. Eu împărțând stupina în 4-5 părți pe timpul verii, nu pot să obțin o cantitate foarte mare de miere, dar ca medie de miere pe colonia de familie, sunt mulțumit la mierea de tei și la mierea de floarea soarelui. Datorită investițiilor de zeci de ani în apicultură, încercăm să rezistăm din punct de vedere economic. Apicultura deja nu e mai rentabilă. Prima motivație, condițiile climatice, toate condițiile negative care nu are rost să le enumerăm în momentul acesta. Prețurile mierii, din nefericire, au scăzut fantastic de mult. Nu comentăm... Au scăzut, dar miere nu este pe piață, că spuneți că producția este una care lasă de dorit. Da, este adevărat că lasă de dorit. Și trebuie să supraviețim din ceea ce avem. Dacă nu aș vinde mierea cu borcanul, aș fi închisă ușa fermei. Datorită faptului că nu avem plus valoare. Angro cât să vinde mierea? Undeva și am înțeles între 8 și 12 lei kilogramul, sau chimul ceva mai mult. Dar pentru moment, anul acesta și probabil anul viitor, după părerea mea, cine rezistă merge înainte, cine nu rezistă închide stupina. Sunt fermieri care vor să-și închidă afacerea, să-și vândă familiile de albine? Din ce am auzit de la alți colegi apicultori, mulți au renunțat la un număr mare de scup și au redus numărul de familii și din ce informații am, alții au vândut familiile de albine că nu au fost rentabil economic. E mai rentabil economic să fie angajat la stat sau undeva cu un serviciu bun. Eu nu mai pot să schimb domeniul apicol, că am investit toată viața în domeniul apicol. Părinții mei ori... Cred că e și singura sursă de venit. Nu există altă sursă de venit, nu există pensie, nu există alt hobby. Comisia Europeană a propus recent statelor membre ca să reînnoiască pentru încă 10 ani autorizarea pentru utilizarea glifosatului, ingredientul activ dintr-un erbicid folosit pe scară largă. Propunerea executivului comunitar urmează să fie examinată de cele 27 de state membre ale Uniunii, iar pentru a fi aprobată are nevoie de o majoritate calificată, compusă din 15 state membre care reprezintă cel puțin 65% din populația Uniunii Europene. De ceva vreme, în jurul glifosatului s-a creat o serioasă controversă după ce o agenție din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății a ajuns la concluzia că substanța este cancerigenă pentru oameni, în timp ce producătorul acesteia, un gigant în domeniul producerii de inputuri, dezminte cu vehemență această acuzație. Un raport comun al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Europeană pentru Produse Chimice estimează că nivelul de risc nu justifică interzicerea acestui erbicid controversat. Pe de altă parte, propunerea Comisiei Europene privind reautorizarea glifosatului precizează că utilizarea erbicidului trebuie să fie însoțită de măsuri de atenuare a riscului în jurul zonelor unde acesta este pulverizat, prin acordarea unei atenții deosebite efectelor indirecte asupra mediului. Intrarea fermierilor în asociații începe să fie un fenomen pe scară largă. Este o realitate plină de speranțe pentru viitorul celor care trăiesc din agricultură. Numai prin aceste entități organizaționale pot obține atât profituri mai mari, cât și punerea în practică a planurilor de investiții. În acest context, Cooperativa Nădlăcan din județul Arad a implementat un proiect prin care fermierii din asociație au reușit să cumpere utilaje noi. În cooperativă, majoritatea sunt minoritatea slovacă, dar avem maghiari, avem români, avem nemți printre noi, toți de foarte mulți ani în cetățeni români, de fapt, asta vreau să subliniez. Galurile pentru noi sunt extrem de importante, fiindcă prin galuri putem fermierii mici și fermierii mijlocii pot să-și asigure mai ușor finanțarea. Chiar și eu personal am un proiect în 2020 aprobat prin galul Lunca Mureșului. Acel proiect a reprezentat pentru mine o bună oportunitate de a-mi înnoi utilajul din fermă. Discutăm de un proiect relativ mic, dar important, de 178.000 de euro, unde am achiziționat un tractor, o semănătoare și un disc. Aceste galuri, din păcate, din punctul meu de vedere, sunt subfinanțate, adică dacă chiar la nivel declarativ conducerea țării spune că aceste galuri sunt importante, ar trebui să demonstreze acest lucru financiar și să aloce resurse financiare mai majore către aceste galuri, deoarece ele sunt acea instituție intermediară
intermediară dintre fermierii mici, chiar medii, și fondurile europene. Firmele mari, cum de exemplu este cooperativa, absorbe proiecte mai mari care ajută pe toți la comun. Dar când discutăm de fermierii mici, această șansă și această colaborare este extrem de importantă pentru a rămâne în piață. Dacă România își dorește să aibă fermieri mici, fermieri funcționali și fermieri care păstrează produse de calitate și tradiționale și peste 10 ani de zile, avem nevoie de aceste proiecte mici. În comuna Țigănaș din județul Iași se află cel mai mare sistem de irigare din regiunea Moldovei. Inginerul Aurel Placinski administrează aproape 5.000 de hectare de teren pe Valea Prutului și, odată cu schimbările climatice, a investit milioane de euro în acest sistem de irigații pentru a avea o producție mare cu minimizarea costurilor. A reușit să preia în administrare de la ANIF tot sistemul de irigații vechi, a urmat investiții masive prin credite bancare destul de mari, scopul fiind reabilitarea stațiilor de udare a conductelor și, în final, montarea instalațiilor. Situația mai puțin plăcută pentru fermierul ieșan a fost scumpirea energiei electrice. Acum, după discuții îndelungate cu MEADR, agricultorul spune că ar fi dispus să cedeze cu titlu gratuit sistemul de irigații către ANIF, în speranța că ar reduce costurile la energie. Ce răspuns are ANIF, vedem în materialul următor, realizat de Ovidiu Ghinea. Am construit o stație cu acordul ANIF-ului pe canalul din sistemul de irigații de pe lunca Prutului. Am construit stația, de 6 ani funcționează, irigăm cele 2500 de hectare de teren de pe platourile de la Țigănaș și Provota. Terenul foarte bun, după cum le-ați văzut și le vedeți cum se lucrează pe ele. Numai că această stație nu poate fi sau nu este preluată de ANIF, deși noi vrem să o cedăm cu titlu gratuit pentru a beneficia de scutirea de plata energiei pentru transferul apei de pe șes pe deal. Transferăm apa la 4-5.000 de metri cub pe oră, la o diferență de nivel de 50 de metri, pe o lungime de 4 km, lucru care ne costă extrem de mult. Și așa avem probleme cu costurile pentru acest sistem de irigație, având în vedere că totul este făcut pe credit. Dacă ne mai vine și această cheltuială care o avem de câțiva ani de zile, ne încurcă și lucrurile sunt din ce în ce mai greu de contabilizat acum. Aceasta este stația despre care dumneavoastră spuneați că vreți să o predați celor de la ANIF. De ce vreți să o predați și de ce nu vor să o preia? Întrebarea este foarte bună, că nu știm, nu știu ce să vă răspund de ce nu vor să o preia. Este o stație care funcționează de 6 ani. Este stația care a înlocuit stația de pe Jijia, care a fost stație a ANIF-ului. Noi când am făcut sistemul pe deal, trebuie să facem această stație să avem și apa, așa cum am explicat. Apa din Jijia, nemai având nici debitul, nici calitatea necesară pentru cele 2500 de hectare de teren care sunt irigate în momentul de față pe platourile de la Țigănaș. Așa că am construit această stație, după cum se vede, pe canalele ANIF-ului. În spatele meu este canalul de la ANIF. N-am făcut decât să lărgim pentru a mări cantitatea de apă care o avem în rezervă. Apoi aici ne aflăm la 12 km de stația care scoate apa din Prut și o pune în acest canal. Și este destul de complicat să gestionezi aceste 5.000 de metri cub, cel puțin 5.000 de metri cub de apă, care pleacă în fiecare oră pe platouri, pe deal. Și atunci trebuie să avem și un flux de apă necesar și o rezervă. Este greu să menținem aceste 5.000 de metri cubi în continuu, pentru că mai pot fi apare avarii, apar tot felul de situații în care noi trebuie să gestionăm această apă. Dacă nu am putea o prelua, ea s-ar revărsa, am putea face avarii și cu stricări de culturi. Știu că ați vorbit și cu fostul ministru al agriculturii, cu domnul Daia, i-ați explicat, a venit la fața locului și ce v-a răspuns? Da, a fost domnul ministru aici, împreună cu domnul, cu actualul ministru, au fost de câteva ori, știu toată situația. Ceea ce se întâmplă la minister este un lucru pe care eu nu-l pot înțelege. Mai multe hârtii decât am dus acolo, că am construit, că totul este făcut de noi, că funcționează, că o dăm în mod gratis la ANIF, nu știu ce trebuie să mai fac, ceea ce mai trebuie sau ceea ce mai vor ei, nu mai avem noi.
nu știu ce să mai ducem acolo, ca să dovedim că stația este făcută, că este funcțională, că se irigă de atâția ani și plătim în fiecare an peste 1 milion de lei și la energia electrică, care n-ar trebui să o plătim noi. Și așa avem rate foarte mari la bănci, au crescut dobânzile și toate celelalte, dar lucrurile acestea se știu. Ceea ce nu înțelegem este de ce nu primim acest sprijin. ANIF-ul este de acord, la Ministerul Agriculturii ne-am împotmolit. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se pregătește să lanseze în această toamnă mai multe linii de finanțare cu fonduri europene. Însă lucrurile nu se opresc aici. Potrivit șefului MEADR, Florin Barbu, pe parcursul următorilor 2 ani vor fi lansate toate liniile de finanțare din Planul Național Strategic, care însumează 5,6 miliarde de euro. Ministrul Agriculturii susține că acesta este și unul dintre motivele pentru care vrea să reorganizeze ministerul și instituțiile din subordine, astfel încât fermierii să nu fie nevoiți să meargă la mai multe instituții să-și ia documentele necesare. Pentru noile linii de finanțare, fermierii români au obligația să aducă documentele pentru accesarea fondurilor europene. Acele acte nu trebuie să le mai ia de la 6 instituții, ci de la o singură instituție, în speță Direcția Agricolă. Nu vorbim de plăți directe, ci de proiecte pentru investiții, a precizat Florin Barbu într-un interviu acordat pentru Digi24. Liniile de finanțare cu fonduri europene care vor fi lansate pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie sunt următoarele: DR15, investiții în exploatații pomicole, DR20, investiții în sectorul zootehnic, DR22, investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole, DR25, modernizarea infrastructurii de irigații, DR26, înființarea sistemelor de irigații, DR27, crearea sau modernizarea infrastructurii de acces agricolă, DR28, crearea sau modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural, DR30, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Au fost identificate resursele financiare necesare pentru o nouă subvenție în zootehnie, anunțul făcut de Ministrul Agriculturii. Este vorba de un sprijin de 460 de euro pe hectar pentru crescătorii de vaci de lapte care își realizează propriile furaje. Imediat vă prezentăm toate detaliile legate de această nouă măsură de susținere pentru crescătorii de bovine, precizări făcute de liderul de la MEADR, invitat la o emisiune pe teme agricole de la DC News. Am identificat, la bază sunt economist, am identificat cum pot să ajung fermierii care au vacă de lapte. Păi cum? Am găsit o soluție prin care, dacă produc silos pentru vaca de lapte, pe un hectar cu o încărcătură de 3 animale, înainte aveau o subvenție de 200 de euro pe hectar. Așa. Cine face silos și mi-arată că are vegetal cu zootehnic integrat și mi-arată încărcătura de 3 vaci pe hectar, mai primește în plus, prin plată directă, 260 de euro per hectar. Asta înseamnă că ei vor beneficia de o subvenție de 460 de euro pe hectar. Asta trebuie să gândim, asta trebuie să facem, să integrăm vegetalul în zootehnie. Iar bani sunt, dar banii nu mai trebuie aruncați prin tot felul de ecoscheme, că avem fluturi care sunt pe pășuni, că dăm subvenții pe pășuni acolo unde nu există încărcătură de animale. Eu am făcut o economie de 100 de milioane de euro și am decis ca de la anul cei care au zootehnie și au încărcătură vegetal cu animale să le dau 260 de euro pe hectar în plus subvenție. ...2023 este pentru fermierii din Argeș un an excelent din punct de vedere al producției de fructe. Dacă aceasta este o veste bună, ea e umbrită de multe neajunsuri cu care se confruntă majoritatea pomicultorilor. Vă prezentăm în minutele următoare câteva triste realități care i-au determinat pe unii dintre ei să-și vândă plantațiile ca să-și plătească datoriile. Contextul actual generat de războiul de la granițele României, cu toate repercursiunile rezultate de aici, aduc mari prejudicii pomicultorilor români cu experiență. Sătui să meargă pe pierdere, au ajuns să ia decizii radicale. Am făcut 5 hectare de plantație superintensivă, cu foraje, cu irigare, cu picurare, cu șpalier, cu garduri, cu
soiuri noi și n-am mai putut să vând merele, că nu se caută, că vin cei din țările vecine cu prețuri de dumping. La ora când vorbim e 2 lei și ceva kilo de mere la multe supermarketuri. Și ăștia n-au cum să facă merele la 2 lei și ceva acum, dacă punem tot lanțul de cheltuieli până aici, că nu e le iei din pom și le aduci pe piață. Trebuie ținute cu curent, cu gaze, cu ambalaj, cu sortat, cu transport, frigo. Lungul șir al dezamăgirilor se răsfrânge în ultima instanță și asupra consumatorilor, vitregiți de fructele românești, dar îi împing totodată și pe pomicultori către decizii dureroase. Am vândut plantația de prun ca să-mi plătesc datoriile la pesticide. Nu pot să cred. Da, se întâmplă, asta e. Și mai am o pepinieră, destul de mică, că nici pomii nu se mai caută. O gură de oxigen mai primesc însă pomicultorii care se dedică pepinierelor. Pomicultorii argeșeni se îndreaptă în ultima perioadă către pomii cu dimensiuni mici, mă refer în special la cei pitici, însă pentru aceasta este nevoie și de portaltoi. Aceștia, din nefericire, nu se găsesc în România. Pentru a face rentabilă această activitate, pomicultorul lucrează doar în baza unor înțelegeri ferme. Dacă cineva îmi comandă, mă duc să iau din străinătate, că în România nu se face, că nu, de ce nu se face, nu știu. Și n-avem portaltoi pitici și trebuie să iau ori din Grecia, ori din Italia. Și când să ne ducem acolo, trebuie să fim mai mulți, că o mașină costă foarte mult, să mă duc eu numai pentru 1.200 de portaltoi. Tot în sensul echilibrării cheltuielilor și al veniturilor, Gheorghe Voica a mai făcut o mutare. A păstrat doar soiurile de fructe de sezon, deși prețul nu este unul motivant. Însă în acest mod a reușit să elimine cheltuielile cu păstrarea în depozite frigorifice, unde ar fi fost nevoit să plătească chirie. Și mai am câteva soiuri de mere rezistente la boli de iarnă, dar pe alea le-am stropit de mai puține ori, numai să n-aibă viermi, ca să le fac pentru industrie, că dacă le depozitez la undeva unde plătesc chirie, nu iau pe mere, că dau pe chirie. Să fii fermier în România e deja un scenariu de film de acțiune, cu peripeții. Ca să nu spunem chiar misiune imposibilă. Să fii crescător de animale pe plaiurile mioritice e și mai palpitant. Dacă mai ai și pasiune pentru animale și pământ și nu te înduri să renunți, deja poți fi numit supererou, dacă reziști în bleaslă mai mult de câțiva ani. Mihai Crișan, fermier din județul Satu Mare, face agricultură de ceva timp. Iar de vreo 10 ani crește și animale, dar ani mai grei ca acum nu a pomenit. Dezamăgit de șirul lung al problemelor din ce în ce mai mari pe care le întâmpină, fermierul spune că va vinde tot la străini. Ovidiu Ghinea a stat de vorbă cu sătmăreanul Mihai Crișan și ne aduce detalii în exclusivitate pentru AgroTV. Când v-ați apucat dumneavoastră serios de agricultură și de creșterea animalelor? Din 2013 m-am apucat, după 30 de ani. 30 de ani n-am avut niciun fel de animal. Și după 30 de ani am cumpărat oi. De ce ați început cu oi? Vă plăceau? Ați auzit că pot fi rentabile? Am luat niște teren acolo la Vama, lângă mine, aproape. Am și hotelul, stațiunea aceea acolo la Valea Mării. Și zic, băi, mi-au niște oi, că am brânză, am ur de lapte, tot ce treabă pentru carne, tot ce treabă pentru noi. Și mi-am luat vreo 300 de niori. După ce mi-am mai luat, până am avut vreo 5.000 la un moment dat. Multe. Și le-am vândut și am rămas cu 2.000 de bucăți. Ce ați avut? Țurcană? Țurcană. V-a plăcut țurcana? Țurcană. Să și pretează pentru zonă. Țurcana mi-a plăcut. Am băgat pe câteva și breză, am câteva breză, dar cred că m-a scăpat de ele. E greu de ele, trebuie să le separ la montă, la... nu-i ușor să le pui deoparte. Și o-i rămâne numai cu băle. Bun, asta a fost la început. După aia, ușor, ușor, știu că ați dezvoltat afacerile în zona asta agricolă, pentru că aveți și o fermă de vaci, mă rog, aveți și teren, mai multe business-uri. Da, am o fermă de vaci, vreo 450 de capite. Ce aveți, bălțată? Bălțată românească, le-am adus sfleidii, le-am adus din Bavaria, din Germania, am fost și le-am cumpărat toate atunci. Și... No, de atunci tot am crescut, tot ce-i bătrân vând. N-am vândut o vițe din animale. Niciuna n-am vândut la nimeni. Tot ce le-am ținut care cu mâini și cum crește, o tălă de lapte, vaca care am luat-o cu 30 de litri de lapte, vițeaua de la ea de 40.
Deci au crescut... S-a făcut și ameliorare, probabil. Da, da, da. Progres genetic. Da. Ne-am ocupat de ele și am ținut numai tineret, că n-avem numai tineret. N-avem bătrâni, dacă avem 5 bucăți. Scăpăm după ce iasă. Și cu laptele unde îl dați? Știu că suntem membru cooperativ, fondator, da, în cooperativă, la Samus Lact. Da, suntem la cooperativă, într-o cooperativă. Până acum a mers destul de bine, tare a scăzut prețul din primăvară și până acum. Produceți mai scump decât vindeți laptele? Da. Sunteți pe minus. Deci din 2013, nu o lună să n-aduc bani, să bag bani de acasă. Cu ei de mere mai bine ca cu zootehnia. Dacă ține așa, încă în 2 ani de zile, peste 2 ani de zile, 3 ani, nu mai avem lapte. Fermierii intră în faliment. La noi, mai ales la noi în zona, în oraș, la noi nu găsești oameni, domne. Nu sunt oameni de lucru, n-avem oameni de lucru, nimic. Eu vând tot ce am, la jumătate prețul, tot cât am făcut. Am și început să vând nu de acum, din 2013. Am văzut că ce, toată lumea te hărțuiește, te... Sunteți dezamăgit. Da, nu... Am și o vârstă, acum nu mai treabă. Și nimeni, copiii numai unul vrea, celălalt nu-i treabă, domne, fierți. Nu se n-audă de oi și de vaci. Am luat o grămadă de teren, îl lucrăm, tătălărăm, îl sămânăm, nu scoatem atât cât băgăm în el. E foarte, foarte greu. Foarte greu. E rău că tinerii nu mai agrează. Cred că nu. Ușor, ușor vor dispărea multe fere. Dispărea. Și ce o să facem? O să fie pe aici danezi, francezi, nemți, turci? Nu știu dacă vor fi, că vezi că nici aici nu-s buni. Nu, mă gândesc ca fermieri care să vină să cumpere, că cine cumpără acum? Și românii între ei nu mai cumpără. Și danezi vin și stau aici? Păi nu stau, ei administrează și na. Tot a noștri. Da? Tot a noștri. Da, mai sunt români care vor să cumpere fermele? Nu tare. Eu ce am elvețieni cu turci la oaltă combinați. Și au bani. Interesează terenul mai tare ca ferma. A, mai mult pentru teren. Păi 200 de hectare, dacă pune panouri pe el, scoate bani în 5 ani. Un apicultor știe bine că nu prea are zile de odihnă. Însă, satisfacția acestuia este pe măsură atunci când, la final de an, obține cantitatea de miere dorită. Un apicultor din județul Arad spune că nu își mai imaginează viața fără albine. A petrecut aproape 30 de ani îngrijind stupina și este ferm convins că va continua această activitate mult timp de acum înainte. Noi aici avem albinele în pastoral, să zic așa, în lunga Mureșului, unde aici avem o zonă foarte bogată meliferă, sălbatică, să zicem așa, unde sunt o grămadă de plante melifere. Eu aici mi-am ales un tip de stup, stupul canadian, stupi fierți în parafină, ei sunt parafinați, ei nu trebuie vopsiți, pentru că parafina asta e uleoasă și nu prinde vopseaua pe ei și nici n-au nevoie. Aici am niște stupi care sunt făcuți în 2018 cu 5 ani garanție. 5 ani garanție și, după cum se vede, nu este niciunul deformat, nu este niciunul crepat sau putregăit sau... Ca să le explicăm și oamenilor, fiecare stup din acesta cam câte kilograme de miere produce anual? Dacă noi ne ocupăm cu întrebări și tratăm, dacă totul vine de la dacă, muncim și dacă întreținem albinele foarte bine, le tratăm corespunzător pentru principalele boli care sunt, principalii dăunători care sunt, putem ajunge în locația asta și la, să zic așa, la 30-40 de kilograme de miere pe stup. Iarna rămânem cu ele aici pentru că e o zonă foarte bună, e liniște. În primul rând, albinelor le trebuie liniște. Dacă ele au gălăgie, eu știu, de la mașini, de la utilaj, de la una alta, ele tot timpul... Ele hibernează. Semi-hibernare, dar intră în zbuciu, cum să spun, intră în tensiune, încep și dau din arii, fac căldură excesiv și atunci consumă miere mai mult decât e necesar.